Datorită finanțărilor din partea Uniunii Europene, am reușit să finanțăm 21 de proiecte, dintre care 8 proiecte au fost orientate către reprezentanții sectorului privat. Proiectul pilon de promovare a ornamentelor tradiționale, Scena de vară din localitatea Slobozia Mare, care a devenit o carte de vizită nu doar a localității Slobozia Mare, dar și a întregului GAL, proiectul lui Dumitru Zaporojan, meșter popular, a reușit să-și procure un laser care îl ajută ulterior să aibă un produs finit cât mai calitativ și mai frumos. Un alt antreprenor susținut financiar de către GAL-ul nostru este Nicolae Miciună, care a reușit să-și construiască o mini-cramă de producere a vinurilor organice și de calitate și, de asemenea, să-și achiziționeze echipamentul necesar pentru depozitarea vinului. În cadrul acestui proiect ne propunem să finanțăm minim 10 proiecte, dintre care minim 5 să fie orientate către sectorul privat. De asemenea, ne propunem crearea a minim 5 locuri de muncă, înregistrarea unui brand local și certificarea produselor ISO.